Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună brownie cu mascarpone și piure de dovleac copt. Acea negresă din bucătăria americană, densă, umedă și lipicioasă, foarte apropiată de lava cakes. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 ouă, 240 de grame de unt, 200 de grame de ciocolată neagră, 200 de grame de făină, 250 de grame de zahăr, 150 de grame de brânză mascarpone, 300 de grame de piure de dovleac, 50 de grame de zahăr pudră, un sfert de linguriță cu pudră de ghimbir, un sfert de linguriță cu nucșoară rasă, un sfert de linguriță cu scorțișoară măcinată, un sfert de linguriță de puișoare măcinate, o linguriță cu extract de vanilie și sare. Vă puteți face combinația de condimente exact după gustul vostru. Mai întâi încălzim cuptorul. Peste brânza mascarpone punem piureul de dovleac copt, care se face foarte simplu. Dovleacul tăiat în bucăți mari, copt 30 de minute la 180 de grade și apoi curățat de coajă, iar pulpa pasată cu o furculiță. Adăugăm zahărul pudră, nucșoara rasă, cuișoarele, pudra de ghimbir și scorțișoara și mixăm un minut la viteză mare, apoi lăsăm deoparte. Piureul de dovleac copt poate fi înlocuit cu piure de cartof dulce sau cu banane bine coapte pasate. Punem ciocolata neagră ruptă în bucățele într-un bol termorezistent, adăugăm untul, este bine să folosiți unt cu minim 80% grăsime. Așezăm castronul deasupra unei cratițe cu apă care clocotește încet. Din când în când amestecăm și lăsăm untul și ciocolata să se topească pe baie de abur, până când avem o compoziție lucioasă și omogenă. Pentru o negresă perfectă, ciocolata trebuie să aibă minim 40% cacao. Bolul în care topim untul și ciocolata trebuie să se potrivească perfect peste cratiță, pentru ca aburul să nu iasă pe lângă el. Apa din cratiță trebuie să fiarbă încet, iar fundul bolului nu trebuie să atingă deloc apa. Nu le lăsăm să se încălzească mai mult decât este necesar, ci doar până când sunt topite și amestecul este omogen. Le dăm deoparte, le lăsăm să se răcorească 10 minute, timp în care mai amestecăm din când în când. Peste făină punem un sfert de linguriță cu sare, amestecăm bine și le lăsăm deoparte. Punem ouăle într-un castron mare, adăugăm zahărul și mixăm întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat, până când amestecul își triplează volumul, devine albicios, pufos și aerat și are consistența unei creme. Este bine ca ouăle să fie la temperatura camerei, pentru a se bate mai ușor. Adăugăm extractul de vanilie, turnăm în fir subțire amestecul călduț de unt și ciocolată topită și mai mixăm până la omogenizare. Cernem peste această compoziție amestecul de ingrediente uscate și amestecăm ușor cu o spatulă cu mișcări de jos în sus până la încorporarea completă. Turnăm aluatul pentru negresă într-o tavă cu dimensiunile de 20 ori 20 de centimetri, în care am aranjat hârtie pentru copt. Nivelăm ușor deasupra, punem cu ajutorul unei linguri crema de brânză și dovleac din loc în loc peste compoziția cu ciocolată și cu un băț de frigăruie, o furculiță sau cu vârful unui cuțit, întindem crema de brânză peste compoziția de negresă cu mișcări înainte și înapoi, cât să obținem o prăjitură marmorată. Punem negresa în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 40-50 de minute, până când centrul este puțin moale, mijlocul tremură ușor dacă scuturăm tava sau dacă îl atingem. La testul scobitorii, aceasta trebuie să iasă puțin umedă și cu câteva primituri ciocolătoase pe ea. Lăsăm prăjitura cu ciocolată să se răcească complet în tavă, apoi o putem felia. Se păstrează în frigider, într-o cutie închisă ermetic, până la 3 zile. Este rapidă, simplă și delicioasă. Aceasta este recomandarea mea pentru brownie cu mascarpone și piure de dovleac copt. Sper să vă fie de folos
să o încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Dacă aveți întrebări, dacă vă interesează o anumită rețetă, dacă aveți sfaturi pentru mine, lăsați-le într-un comentariu și vă răspund cu mare drag. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea. Vă aștept pe Facebook cu rețeta zilei. Spor la bucătărit!